Da, am revenit în direct la Impact în Campus TV. Vă reamintesc subiectul acestei emisiuni, amenzile care îi pasc pe proprietarii de apartamente sau, mă rog, garsoniere din municipiul Buzău în cazul în care încalcă niște norme aplicate în ședința, votate în ședința de săptămâna trecută în Consiliul Local și care au devenit deja executorii. Am discutat în prima parte a emisiunii despre amenda între 25 și 50 de milioane de lei vechi pentru cei care sparg pereții de rezistență. Să citesc și câteva din mesajele primite de dumneavoastră în prima parte a emisiunii. Vă reamintesc invitat domnul Ion Barbu. Prima întrebare, domnul Barbu, se aplică această hotărâre și retroactiv? Pe scara unde locuiesc, în multe apartamente s-au dărâmat pereți de rezistență. Dar spărgătorii sunt oameni de bază ai puterii, ne scrie telespectatorul nostru. Încă am discutat așa în prima parte a emisiunii, dar rămâne această întrebare. Dacă hotărârea se aplică și retroactiv? Dacă și în 2003 s-ar lua toată perioada în discuție, cum să se aplice retroactiv? Nici vorbă. Un lucru, v-am spus, a mai fost nevoie ca cineva să a mai făcut un document, să șterge pe frunte de transpirație, domnule, sunt inventator unei acest hotărâri. Nu așa se face. Mergem, ce spuneam, oamenii, ca și asoci, președinția, mai discutam noi odată, domnule, cheamă, domnule, responsabili ăștia, președinți, administratori, tu ca primărie, spune-le ce înseamnă responsabilitățile fiecăruia, spune-le că până la urmă ei sunt cei care răspund de securitatea oamenilor din blocul respective, nu așa, că și eu să zic, știți, la mine s-a spart un perete, păi după ce s-a spart degeaba mai sesizez. Eu locuiesc pe Unirii Nord și am desființat de baraua din bucătărie, îndepărtând ușa și un perete din BCA, adică doar creta albă care nu are nicio treabă cu rezistența blocului. Așa că să vină la ușa mea cu amendă că pleacă în șuturi și domnul Ionescu și cei din primărie, ne scrie un alt telespectator. Deci a dărâmat doar un perete din BCA la debara. Nu? Nu primește amendă. Să se uite toți cei care inventează lucruri de genul ăsta, cam ce se întâmplă și pe afară vis-a-vis de construcții. Într-adevăr, acolo proprietarul este unul singur și nu poți face modificări, dar noi suntem atâția proprietari. De ce să mă oblige pe mine cineva să nu iau peretele care nu face parte din structura de rezistență în condiții în care ni se spune prin lege că pot să o fac, să vină mie să spun, n-ai voie, domnul. Păi dacă legea îmi permite să... Bineînțeles că nu pot eu să stabilesc eu ca și proprietar. Ăsta nu-i din structura de rezistență. Jos cu el. Păi da, nu așa. Doamna Doina vă întreabă la fel ce faceți cu cei care au spart deja pereții. Eu n-am pereții. Ce să fac. N-aveți ce să faceți. Bun, mergem mai departe, trecem la alte astfel de amenzi. Iată, între 5 milioane de lei vechi și 30 de milioane de lei vechi. Haideți să vedem imediat pentru ce avem un carton pregătit. Pentru neexecutarea lucrărilor de întreținere, reparații sau înlocuirea elementelor de construcții și instalații aflate în folosință exclusivă a proprietarului, dacă acestea sunt de natură să aducă prejudicii celorlalți proprietari sau chiriași sau părților de proprietate comună. Mergem și le citim pe toate și apoi le comentăm pe fiecare în parte. De asemenea, pentru modificarea instalațiilor de distribuție a utilităților în cadrul apartamentului propriu, fără referatul tehnic de specialitate emis de furnizorul de utilități și fără hotărârea adunării generale și, de asemenea, amendă pentru ocuparea și folosirea abuzivă a spațiilor comune. Haideți să le luăm pe rând, domnul Barbu. Deci începem pentru neexecutarea lucrărilor de întreținere, reparații, înlocuire a instalațiilor aflată în locuința proprietarului, dacă vecinii vor avea de suferit. Cum vi se pare această normă, această amendă, deci de 5 milioane, dacă nu-ți repari instalațiile de apă și așa mai departe de la bloc? Eu am o problemă. Cine a stabilit și în baza cărui temei legal, altul decât această invenție, că neapărat trebuie să înceapă amenda de la 500 și ar trebui maxim să fie 3000 de lei? Care-i legea care îi permite unui inventator din ăsta să stabilească cuantumuri. După aia, dincolo... Credeți că e ceva subiectiv aici? Sigur că da, mă, nu poate să fie între 200 și 1000 ca dincolo, să zicem între 300 așa, 500 și 3000. Știi că parcă nu-i tot, pare mai altfel, nu? De, există undeva un om din justiție care a spus, domnule,
Pentru că legea locuinței spune că, legea 10, spune că această amendă e între și între, eu m-am încadrat în ea. Am fost mai cum se cade. Dar nu pot să depășesc cadrul legal, după părerea mea. Oare aceste amenzi se încadrează în legea 10? Dacă am înțeles, deci aveți această... Asta e una. Pentru că sunt făcute așa, băi, hai să mai tragem un pic aici. O fi bun 500? Bun, dar eu înțeleg asta. Deci dacă nu ți-ai reparat o țeavă, da? Sau s-a spart o țeavă, da? Sau s-a spart o țeavă în casă, da? Și l-ai inundat pe vecinul de dedesubt. Păi și ce, vin să-i dau amendă? Păi amenda ajunge la primărie, iar casa lor tot nereparată rămâne. Da? Da, nu. Dar ai măcar satisfacția că vecinul deci care... Eu l-am dat în judecată. Te-ai inundat, primește amendă. Exact, am anunțat primăria că vecinul m-a inundat. Primăria vine, amendează, ia bani să duc la primărie și rămân casa așa. Și ăla mi-o mai face odată. Să te saturi, vecine. Că nu așa. Că între vecini se rezolvă problemele altfel. Mi s-a întâmplat, să zic, zice vecinul. Trebuie să spart o țeavă. Hai să reparăm țeava și să repar apartamentul. Da, da, dacă vecinul inundatul, da, păgubitul, nu reușește să scoată nimic de la el de sus, da? Dar de unde, de ce să ajungem neapărat? Nu vrea să dea nimic, să nu știu dacă zugrăvești din nou. Păi bun, vine și el amendează și el tot cu apartamentul nefăcut rămâne, nu? Ce are satisfacția doar că... Are satisfacția, domnule, măcar și-a luat amendă, domnule. Uite, frumos. N-a vrut să participe, da, la reparații, ia măcar minim 5 milioane. Poate, poate ia și e mai o mult. Măsură prin care se încearcă, deja mă duc și eu în extrema aberației, poate e o măsură prin care se încearcă de către Consiliul Local să mai adune niște bani la bugetul local, care și așa și-a permis să dea de Valentine's Day, să dea de patinoar, să dea de nu știu ce bani. Bani și iar bani. Cum a aprobat consilierii locali cu ochii închiși toate aceste cheltuieli, de ce n-ar fi aprobat-o și pe asta care presupune să aducă bani, nu? Primăriei. Da, nu? Eu cred că oricum telespectatorul de mai devreme avea mare dreptate, că consilierii care au ridicat mâna în unanimitate habar n-aveau niciunul. Niciunul n-a citit lucrurile astea, pun pariu. Sunt convins de lucrul ăsta. Dacă mai erați dumneavoastră consilier, sunt convins de lucrul ăsta că dumneavoastră măcar citeați. Bun, mergem mai departe cu... Cum măcar altă... citeam, dar eu n-am avut reacții. Sau măcar citeați, cu siguranță că ați fi avut și reacție. Modificarea instalațiilor de distribuție a utilităților în cadrul apartamentului propriu, fără referatul tehnic de specialitate emis de furnizorul de utilități. Ce vrea să spună treaba asta, domnul Baru? Da, într-adevăr și legea spune același lucru, legea 230, că nu poți modifica instalația de distribuție a utilităților pentru că ele deservesc, acele instalații, toate apartamentele și prin urmare nu poți să intervii de capul tău. Eu mă duc cu gândul la energia termică, da? Sigur că da. De exemplu, să scoți caloriferele, să tai țevile. Da. Celor de la RAM. Da. Sigur, nu poți să faci lucrul ăsta, că poți crea o mare problemă în așa și deci referat... aici sunteți de acord cu domnul sigur că Constantin da. Ionescu, da, inițiativă. Dar nu, aici am o singură problemă. Vă rog. Vedeți, furnizorul să emită referat, nu. Sunt societăți autorizate să facă lucrul ăsta. De ce mi impui mie printr-o hotărâre de consiliu local să dau bani mult mai mulți? Deci eu fac referatele tehnice cu o societate care este creditată de ANRSC și agreată de RAM Buzău să fac referatele tehnice. De ce să mă duc eu și cu prețuri la jumătate? De ce să mă duc eu la RAM să fac obligatoriu, că așa mă oblig consiliul local, să fac eu referatul tehnic cu furnizorul? Este o încălcare a legii. Da, ați văzut-o și pe asta, domnul Barbu. Și ultimul aspect, ocuparea și folosirea abuzivă a spațiilor comune. Și pentru asta, deci, 5 milioane amendă pentru cei care ocupă și folosesc abuziv spațiul comun. Ce înseamnă asta, mai exact? Cine spune că e abuziv? Trebuie să spună vecinii din blocul respectiv, da? Vecinii aceia, dacă unul dintre ei ocupă abuziv un spațiu, anunță doar poliția locală și să iau imediat măsuri. Nu trebuia să existe o amendă stabilită aici, că e o lege. Alta. Legea care presupune dreptul de proprietate. Cum poți tu să fii că ai mai făcut o invenție, ce o hotărâre de Consiliu care spune că legea aia e valabilă dacă mai e și asta. Știi? Cum vine asta? Spațiu comun, mă refer aici, sau mă gândesc în primul rând, domnul Barbu, la uscător. Uscător, da? Sunt mai multe camere. Mai sunt, sunt niște blocuri care au niște camere de astea de depozitare. Da. Și în blocul meu sunt proprietari de apartamente care au reușit să pună lacătul, cheia
pe o cameră din asta de 30 ceva de ani. Ne-am întâlnit de foarte multe ori să luăm o decizie, bineînțeles că am discutat cum și până la urmă ăștia, ceilalți vecini au zis, domnule, care-i problema? Lasă, domnule, omul până la urmă să-și... Nici măcar chirie nu plătește pentru spațiul ăla. Dar am da, pus... a fost înțelegere între locatari. Exact, da? Despre asta e vorba. Bun, dar dacă cineva ocupă ăsta, cum îi spune, uscătorul... Cu forța. Cu forța și e mai dar nu trebuie să existe și... o hotărâre de consiliu local. Că ăsta nu cupă cu forța și ne ia la bătaie pe toți. Și dispărem din bloc cu gin de acolo. Anunțăm poliția. Da? Vine poliția. Și să bagă poliția și păi la treaba asta? Păi, dar e obligată asta? Pentru că se încalcă o proprietate. E proprietatea tuturora. Nu e proprietatea lui. Și e altă lege care îl pune și nu știu dacă cuantumul amenzilor coincid. Deci despre asta vorbim. Când faci o hotărâre de consiliu local și te bagi undeva unde nu te pricepi, ar fi bine să... nu ți-a prins urechile și să-ți vezi de treabă. Bun, mergem mai departe. Avem o declarație a domnului Constantin Ionescu, tot așa amenzi pentru vecinii sau locatare din bloc care nu doresc să participe la cheltuielile comune, de exemplu pentru acoperiș sau pentru subsol. Haideți să vedem ce spune domnul Ionescu. La fel, anumite lucruri pe care le-am considerat oportune și care vor fi sancționate, neparticiparea acelor proprietari la cheltuielile și la investițiile și la reparațiile care se fac în interiorul unui bloc. Nu particip, de exemplu, nu particip să repar acoperișul pentru că nu mă plouă pe mine în casă. Sau nu trebuie să particip la anumite cheltuieli de investiție la subsol că nu curge mie la subsol că nu stau la parter. Nu. Indiferent de etajul la care locuim, avem și acoperiș, avem și fundație. Asta este legea, așa este și normal să fie. Deci 5 milioane de lei amendă dacă nu doresc să particip la cheltuielile de la, pentru refacerea acoperișului sau a subsolului. Aici, domnul Barbu, ce mai aveți de spus? Păi, și legea spune că trebuie să constituim fondurile astea de reparații. De asemenea, legea spune la obligațiile proprietarilor să mențină în bune condiții proprietatea individuală, apartamentul sau spațiul cu altă destinație. De ce trebuia să-i dau eu amendă unui proprietar? De ce să-i dau? Ca să plătească amenda la primărie. Este o prostie să-l amendezi pe om că nu vrea să-l determin să plătească obligația pe care o are. Și aici este obligat cine? Asociația. Acolo asociația aia are un comitet executiv. Merge cu proprietarul apartamentului respectiv în instanță după ce s-a executat lucrarea și recuperează contravaloarea, bucățica care îi se cuvenea. Nu poți să aștepți pe nimeni din afară într-un spațiu de genul ăsta să vină să-ți regleze tot ceea ce tu nu ești în stare acolo. Deci, da, mă gândesc, domnul Barbu, că totuși poate sub amenințarea acestei amenzi o plătește, da? Pe aia și nu-ți mai plătește. Poate locatarul va veni să-ți plătească. Plătește amenda. Sub amenințarea amenzii. Așa? Să vină și să pună până la urmă ce facem? Amendăm sau nu amendăm cu asta? Era nevoie de asta? Nu, sau era nevoie să duce cu legea la ușă? Dar dacă noi am vedea pe fiecare vizier din ăsta, la fiecare bloc, ce înseamnă, care sunt obligațiile proprietarului, ce trebuie să facă, omul n-ar lua contact cu... și să-i precizăm legea. Cu extras din lege. Păi da, normal, dar așa e, așa am. Așa poate îl convingi, pe ăla să păi așa, de fiecare dată acoperiș. Când avem, spunem acolo, eu așa fac. Spun acolo, ce spune legea. De ce trebuie să-i dau amendă omului? Pentru ce? Poate omul ăla n-are bani. Noi ăștia la alții ne-am pornit împotriva lui. El are o problemă deosebită. Încearcă să se scuze, dar nu o să mai înțelege cu nimeni că am înnebunit toți. Dar pe de altă parte mai sunt, domnul Barbu, și unii care poate ar avea bani și nu vor ei să plătească. Nu vor. Asociația recuperează. Nu altcineva. Deci să-l dea în judecată asociația. Nu e prea dificil să nu este în deloc instanță. Și... păi și atunci dacă îi dai amendă, încă o dată spun și banii ajung la primărie, a rezolvat ceva? Da, aveți și dumneavoastră dreptatea de rigoare. Mai luăm un telefon în direct. Bună seara! Spuneți! Bună seara și felicitări pentru realizarea acestor emisiuni care în sfârșit sunt cam în coadă de pește în înțelegerea majorității proprietarilor. Dacă înțeleg eu bine, amenzile care se dau pentru spargerea pereților se duc în bugetul primăriei. Da. Înțeleg bine? Da. Ei, păi dacă primăria și-ar face datoria, într-adevăr, și ar asculta sau ar face o statistică câți pereți s-au spart în blocurile din acest municipiu, cred că s-ar realiza un buget să acopere efectuarea reparației tuturor străzilor de Buzău. S-a făcut în drace în ultimii
10, 15, 20 de ani, spargeri au rămas apartamente cum e oala. Dar nu știu dacă cineva a dat o amendă pentru treaba asta din cazul primăriei. Nu mai zic că nu dă amendă pentru că toți câinii, posesorii de câini, duce păstrăși fără punguliță și lopățică să ia mizeria și să ducă acolo unde trebuie. Și cei de la poliția locală vis-a-vis de aspectul ăsta sesizat de dumneavoastră, noi am întrebat de aceea de la Campus TV, spun că domnule am dat amendă și pentru așa ceva, așa spun cei de la poliția locală, acum nu știu. Da, păi n-ai, da. Dacă ar fi dat, n-am mai mers să călcăm la fiecare față în rahații câinilor pe trotuare, n-am nimic cu câinii, dar am cu stăpânul care ar trebui să fie. Și aici, înțeleg că există o lege, domnule, că proprietarul este obligat să fie de, ăsta de câine, să aibă în permanență la el o punguliță, mânușă și așa mai departe, da? Legea la noi e mai degrabă facultativă. Deci am făcut o divagație de la spargerea pereților cu câine și câte și câte altele ar trebui să facă domnii de la poliția locală, de în cadrul primăriei care sunt destruiți să facă asemenea intervenții și nu le fac. Așa că, nu știu, vorbim vorbe și până la urmă tot așa rămâne. Da. Cum am fost. Bine, mulțumim frumos pentru intervenție, o seară bună. Mergem mai departe la o altă declarație prevăzută, o altă declarație legată de o normă, da, prevăzută în acest proiect deja aprobat, prin care președintele Asociației de Proprietari îl poate chema la ordine pe locatarul care nu-și plătește într-un timp de 90 de zile facturile la utilități și așa mai departe. Haideți să vedem și această declarație. La fel, o sancțiune care, sau obligație până la urmă, care mi s-a părut extrem de important a fi prinsă, aceea prin care președintele asociației este obligat ca în termen de 90 de zile de la emiterea listelor de plată, un proprietar care nu și-a achită o perioadă de 90 de zile să fie chemat la mediere, să fie chemat pentru a putea găsi o formă prin care să fie recuperată acea datorie. Pentru că nu-i fac un bine unui proprietar dacă spun, dom'le, nu-l acționez în instanță, nu-l chem să-i fac o eșalonare, nu fac o anumită presiune ca să recuperez banii, îl las, că e vecin, are probleme și să nu creadă că vreau să-i fac un rău. Din contră, dacă pe moment am senzația că am făcut un bine, în termen lung îi fac un rău mai mare, pentru că acea datorie crește, cresc penalitățile, iar după 2 ani de zile, când are 100 de milioane de lei vechi, constat că nu mai poate fi plătită și atunci automat sunt obligați să acționeze în instanță, rămâne fără casă, rămâne pe drumuri și atunci și nici prejudiciul în mare parte nu poate fi recuperat. Da, am văzut declarația domnului Constantin Ionescu, imediat ne vom referi și la ea, luăm întâi un alt telefon în direct, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Tereacă și invitatului dumneavoastră. Vreau să vă reamintesc un sigur o chestiune. Nu mai luați etalon pe domnul Constantin Ionescu, pentru că e incompatibil. Dânsul are o funcție la compania de apă, șef serviciu comercial, pe de altă parte vicepreședinte la Asociației de Proprietari, mă rog, Liga, nu știu care. Dânsul nu are competențele necesare, incompatibil. Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, dânsul apără interesele cui? Ai companie de apă sau asociate de proprietari? Pentru că avem probleme mari cu apa, dumneavoastră știți foarte bine că faceți emisiune de emisiune, nu se poate așa ceva. Bine, nu e plătit de către compania de apă. Am înțeles, dar poate că dânsul exclude. Are timp. Are timp. Exclude, dânsul are timp să se ocupe, în loc să se ocupe de problemele care ar trebui să se ocupe la companie, are timp foarte mult și aberea, face de astea. Nu vă enervați, domnul Baru. Mai un pic să termin ideea. Vă rog. Domnule Baru, nu mai puteți să termin ideea. Dânsul nu are studii de specialitate în domeniu. Vă dați seama ce înseamnă asta? Deci a fost viceprimar și nu are funcție. În primul bine, dar nu trebuie să ai studii de specialitate. Bine, e părerea dumneavoastră. Domnul Tereacă, nu vă supărați. Nu e părerea mea. Dumneavoastră trebuie să analizați cu foarte mult timp de răspundere. Chemați oameni competenți, domnule, care are într-adevăr studii de specialitate în domeniu. Da, bine. Mulțumesc frumos. Iau
act de spusele dumneavoastră, dar pe de altă parte eu sunt mulțumit de faptul că avem un consilier local cum este domnul Constantin Ionescu, care măcar se preocupă de problemele buzoienilor de la bloc și încearcă să rezolve ceva. În măsura în care reușim, asta e altceva. Vă răspund la ambele și la întrebarea de mai devreme, dar fac și o precizare. Vă rog. Aș fi avut toată admirația pentru domnul consilier Constantin Ionescu dacă ar fi propus următorul lucru. Domnule, eu, ca și vicepreședinte al unei asociații de proprietari, am constatat, atât pe perioada cât am fost viceprimar, dar și acum, că asociațiile de proprietari sunt conduse de multe ori sau multe situații de oameni incompetenți care și aer administratorii, unii dintre ei și-au însușit sume din banii locatarilor, nu să ajungă la furnizori. Propun eliminarea, desființarea acestor asociații, dar până acolo, că nu pot să le desfințez, propun ca să se facă contorizare individuală la toate serviciile. Compania de apă să se oblige să-mi aducă contorul la ușă, la fiecare proprietar și să încheie contracte individuale cu fiecare proprietar. Regia să facă contracte individuale cu fiecare proprietar ca să-i se factureze individual consumul la energie termică. Gazele o fac, electrica o face. De ce ceilalți doi furnizori, iar unul dintre aceștia este, până la urmă, are acolo, nu știu ce funcție, cât de înaltă e funcția domnului Constantin Ionescu, dar este, din moment ce este și consilier, poate să insiste la conducerea primăriei să se atragă banii europeni și să facem măcar două lucruri astea. Gunoiul, de asemenea, va veni și vom face contracte individuale, nu ne mai fură reprezentanții asociației și noi, el, domnul Bebe Ionescu, îl vom pune la un moment dat să urmărească dacă compania de apă, regia autonomă și toate celelalte societăți care au contracte cu noi proprietarii, își fac sau nu își fac datoria. Aș avea în momentul ăla toată admirația. Bun. Și răspund și la a doua întrebare. Vă rog. Dacă nu mai e cazul, nu răspund. Vă rog. Da, dar nu trebuia să mai ajungă la situația să fac o hotărâre de consiliu local ca să spună că de fapt e lege. E lege pentru asta. Și adunarea generală, până la urmă, stabilește, dar minim... Deși aici spuneți dumneavoastră că e lege, e că lege, după 90 de zile, dar nu poți să fii absurd, nu poți să fii precum ăla, să te trezești că ăla are are cineva o datorie... Nu neapărat, dar are centrală de apartament, are o întreține destul, că nu-s mulți acolo, și n-are, are mai mult de 3 luni. Ce fac, îl dau în judecată? Unde o fac? Pentru că, uite, domnule, mă obligă hotărârea de consiliu local să iau măsuri. Păi dacă suma pe care o datorează e mică, plătesc un avocat pe care până la urmă tot omul ăla îl plătește, îl pun în cârcă tot lui să plătească și avocatul, îl duc în instanță, îmi bat joc de om. Nu. Dar analizate ce spunea domnul Constantin Ionescu că până la urmă îi face un bine. Da, dar unul e ce spui așa. Cum adică îi face un bine? Nu lasă să acumuleze datorii și mai mari. Dar noi de când ne știm avem tot felul de formulare de hârtii făcute de noi, de asociații în timp. Cum să ne adresăm fiecare, să-l determinăm? Păi dar la ce mai sunt acolo președinte de asociație dacă eu nu mă duc să vorbesc cu restanțierul? Trebuie să existe o normă? Haideți că... Bine, mai luăm încă un telefon în direct. Bună seara! Alo, bună seara, domnule Tele. Vă rog. Vreau să... Vă spun și eu despre Barbu, că spune numai aberații. Da, spuneți. Da. Însuși știți de ce? Bagă zânzanie între locatari. De ce? Păi de ce? Dânsul spune că nu se duce președinții se duce pe cu somații, cu mediere și omul tot nu plătește. Pe asta am spus și eu. Da, dar nu spune că... Păi să vină să-i dea amendă președintelui că nu-și face treaba. Ba da, își face treaba tot. Păi da, aici asta spune hotărârea de consiliu local. Să-l amendăm pe președintele de asociație care... Nu spune asta? Nu să-l amendăm pe președinte. Președintele își face datoria că se duce cu somații. Citiți ce spune, că nu pe proprietar îl amendează. E și privatizat și tot nu vrea să plătească, domnul Barbu. Păi dar înseamnă că știți să vă faceți treaba acolo.
Nu știm, dumneavoastră băgați în zanie între locatari. Bun, vis-a-vis de acest subiect, mai avem o declarație a domnului Constantin Ionescu, care lămurește într-o câtva problema. O declarație a domnului Constantin Ionescu vis-a-vis de protejarea locatarilor și a președinților de asociație de proprietari. Haideți să vedem și această declarație, numărul 3 pentru colegul meu, Nelu. La fel, sunt sancțiuni contravenționale ce cad în sarcina președintului, care nu duce la îndeplinire hotărârile adunării generale și nu asigură o transparență și o eficientizare a activității în cadrul asociației de proprietari. Practic, doresc foarte mult să elimin pe cât se poate acele lipsuri în gestiune și acele furăciuni care s-au făcut la anumite asociații de proprietari, tocmai pentru a-i proteja pe de o parte pe proprietari, dar și pe de cealaltă parte conducerea asociației, comitetul executiv să nu fie nevoit să plătească sau să ajungă să le fie confiscată bunurile pentru a putea recupera acel prejudiciu. Da, ați văzut și această declarație. Deci domnul Barbu spune, domnul Constantin Ionescu, că în felul ăsta sunt protejați, da? Grație acestui control, inclusiv locatare, dar și președinții de asociație de proprietari. Corect este, sigur că da, să fie controlate asociații de proprietari periodic. Nu e, așa este corect, numai că de ani de zile discutăm o problemă. Sunt asociații de proprietari constituite pe blocuri care prea multe responsabilități, acel care este acolo președinte și administrator, prea multe responsabilități nu prea are. Adică plătesc oamenii de acolo direct la compania de apă APA, plătesc de asemenea la RAM căldura. Nu mai au mult și rămâne. Acea asociație nu e dotată cu nimic. Deci are un carnețel și eventual un pix. Și face listele cum vrea acela. Am vrut să promovez un proiect de hotărâre de Consiliu local la un moment dat, ca pentru situațiile în care sunt asociații sub 100 de apartamente, 100 de membri, să se constituie o asociație mai puternică și ea să fie dotată cu tot ceea ce impune până la urmă legea finanțelor. Nu poți să mai fii și la vremea asta cu caietul și cu pixul sau cu greionul să faci listele de întreținere. Să se verifice listele de întreținere de către chiar și către domnul Ionescu, în calitate pe care să vadă ce conțin listele la foarte multe blocuri. Este bine să urmărim situațiile care sunt punctual și să ne dăm seama că de fapt e nevoie aici să obligăm pe toți cei care au asociații de proprietari să facă asociații mai puternice sau, dacă nu, ce spuneam mai devreme, să plătim totul la furnizor și să le desfințăm. Bun, haideți să luăm ultimul telefon în direct din această emisiune, dacă mai e pe fir telespectatorul nostru. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Vă mulțumesc pentru emisiune. Doresc doar atât să vă spun, domnul Barbu are mare dreptate, pixul și creionul a celor din asociațiile de proprietari. De proprietari își bat joc de noi. Eu sunt un cetățean din Micro 3, unde ieri după alegeri, m-am pomenit iarăși cu apa neagră care o adusese domnul Barbu mai zilele trecute și ne-a demonstrat. O țineam aici pe sub birou într-o perioadă, dar a luat o femeie de serviciu. Mai arătați din când în când. Domnul Barbu are perfectă dreptate că în asociația din Micro 3 la blocurile B-uri, B-ul 1, 2, 3, 4, 5, așa, acest fenomen de înșelăciune este, cum să spun, de notorietate. Bătrânii sunt înșelați vizibil. De ce? Pentru că în fața noastră o tânără care este contabilă de mai puțină vreme, că bătrânul care fusese contabil și era hârjit în scriptologie aduna perfect și cu o minte limpede
îți demonstra datoriile care le ai în... Bun, și credeți că doamna contabilă, da, cea tânără, îi faultează pe proprietari? Toți, da, pe mine m-a înșelat cu 50 de lei. Da. E puțin lucru, dacă pe mine, care i-am spus, ia mai fă, mă, socoteala odată. Da. Mai bine. Zilele trecute, nu? Și ce pot, vreau să scot în evidență că domnul Barbu merită să ne reprezinte și militez pentru cooptarea acestui om integru, modest și cu bun simț, pe care foarte puțini oameni îl au în Buzău, să fie cooptat la nivelul județului pentru coordonare. A fost cooptat, dar l-au dat afară la un moment dat. Ionescu nu mă reprezintă. A plimbat partide, acum e mare liberal. Da, bine, bine. Nu vreau să mai intru în această discuție, vă rog. Mă numesc fir pentru exemplific, pentru identificare. Regăsiți telefonul și B5 cu 20. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru... Și noi, mulțumim frumos pentru intervenție. Mai avem doar un minut până la final. Să citesc și ultimele mesaje. Am fost nevoit să-mi fac singur hidroizolația, ne scrie un telespectator, pentru că am făcut reclamație și la primărie și la asociație, inclusiv la Inspectoratul Teritorial în Construcții. Dar degeaba. Așa este. Vă spun, pe mine mă surprinde că oamenii, așa cum suntem organizați acolo, pe blocuri, nu știm să luăm atitudine, nu știm să facem cumva ca lucrurile să nu ajungă aici. Eu, na, mă laud, e exemplul meu. Dar să vină cei care doresc să vadă cum avem hidroizolație făcută la blocuri întotdeauna, la orice sesizare, nu s-a pus participarea tuturor locatarilor. Păi da, există o lege. Am pus-o în aplicare. Deci sunt fonduri care se stabilesc anual pentru reparații. Bun, în momentul în care avem probleme de asta, nu aștept prea mult. Iau semnături jumătate plus 1, toți cei care consideră că este încălcarea legii, mă pot da în judecată că am încălcat dreptul lui de proprietate. Da, vis-a-vis de... trebuie făcută lucrare. Da, vis-a-vis de spargerea pereților de rezistență, mai avem un mesaj, vă rog să luați în vizor și blocul 19D de pe Unirii Nord, să vedeți câte apartamente s-au modificat. Bun, am preluat și acest mesaj. Pe final de emisiune, doar un minut, dacă mai am timp, avem o sesizare a unor telespectatori care locuiesc în zona aleii Insulei, pe undeva pe lângă Spirul Haret. Oamenii, marea majoritate bătrâni din această zonă, sunt nemulțumiți de faptul că într-o parte s-a asfaltat, iar la ei pe alee nu s-a asfaltat. Avem și imagini cu alee pietonală. Iată aceste imagini, iată domnul Barbu cum arată prin orașul Buzău. Exact prin ca la mine în cartier. Exact și la dumneavoastră la exact fel de rău. Da. Păi da, nu. Ce putea să fie altfel? Iată cum arată o astfel de alee pietonală. Încă o dată înțeleg că în zonă locuiesc foarte mulți bătrâni, chiar dacă trec acum din câte văd doi elevi, și a traversa zona respectivă implică anumite probleme, e o corvoadă pentru aceștia în fiecare zi. Hai să mai vedem câteva. Da, iată cum arată trotuarul respectiv. N-are rost că ar trebui să prezentați insistăm, imagini tot timpul, pentru că așa e tot orașul. Așa e în tot orașul. Bun. Dar nu e chiar așa, domnul Barbu. De ce? Pentru că avem și câteva imagini. Iată, vis-a-vis s-a asfaltat. Ba chiar nu doar strada sau aleea respectivă, și trotuarul frumos. Dar înțeleg că vis-a-vis era cineva care avea pile la primărie. Exista un interes. Pentru ăștia de aici s-a putut, da? Pentru ceilalți puțin mai devreme, deși spațiul de asfaltat era unul infinit, sau, mă rog, mult mai mic, n-a mai fost asfalt. Da. Deși oamenii respectivi au reclamat la primărie, au spus la asociația de proprietari și așa mai departe, pentru ei n-a mai fost loc de asfalt. Când au terminat muncitorii aici și au luat frumos catrafusele și au plecat. Avem și o declarație a unei doamne nemulțumite din zonă, o doamnă care are și curaj
curajul, iată, de a spune lucrurilor pe nume, se întâmplă mai rar așa în municipiul Buzău. De asta doamna respectivă zic eu că merită felicitare. Haideți să vedem declarația. Păi au venit astăbara, au asfaltat partea de acolo. Am întrebat pe domnii care au s-au ocupat de asfaltat, inginerul care era pe, cu domnii pe aici, a zis că asfaltează și alea asta. Și am lăsat așa, am plecat. Dacă au zis că asfaltează, zic, lasă că... Ca pe urmă, după ce au terminat acolo, au strâns lucruri și au să plece. Eu am întrebat iar, domnule, zic, da, alea, m-am dus la asociație. Sunt liniștită că am vorbit și eu cu ei și a zis că asfaltează. Am zis că ați fost și la primărie după aia. Am fost și la primărie după aia. Ce v-ați zis la primărie? Că nu l-a anunțat nimeni pe domnul Baltă. Pe domnul de acolo. Nu l-a anunțat nimeni că alea de aici e nefăcută. Și i-am zis, domnule, la asociație aveți cerere făcută pentru toată insula. Cum spuneți că numai acolo și aici nu? Cum? Eu nu mi-explic chestia asta, dacă de acolo mi-a arătat doamna de acolo pentru toată insula. Știu că în zonă locuiesc foarte mulți bătrâni. Cum vă descurcați pe aleile astea? Foarte greu. V-am spus, acum chiar am fost cu bătrânii ăștia și eu i-am ajutat colibili. De a mișe până aici. Eu i-am ajutat. Chiar bătrâna care a intrat acum, că a zis că nu vrea să fie filmată, eu i-am ajutat să iasă de aici din porțiunea asta să ducă colibri. Chiar așa bătaie de joc, domnule, dar bătrânii care circulă pe alea asta, nu vă bate de joc de ei. Cum acolo parcări, mașini, băieți, jucați ping-pong, i-am zis, jucați ping-pong aici, că era dumnealui de ei să juca copii, și aici cade bătrânii pe jos. Ce înseamnă asta? Chiar două bătrâni care eu le-a ridicat. Da, supărare transformată în frustrare, da? Când vezi că aleea ta nu s-a asfaltat niciodată și la vecinul s-a asfaltat întrucât are pile la primărie. Atât pentru astăzi, mulțumesc frumos domnul Barbu pentru prezența la emisiune, mulțumesc ca de obicei și celor care au interacționat cu noi sau au urmărit pur și simplu această emisiune. Rămâneți pe Campus TV, peste 10 minute urmează jurnalul, iar de la ora 20 emisiunea colegii mele Mirela Copariu. Până mâine vă spun la revedere!